Ce vești au și meteorologii pentru perioada sărbătorilor de iarnă? Atât de Crăciun, dar și de Revelion, temperaturile vor fi mai ridicate decât de obicei. De sărbători, zăpada se va putea găsi doar la munte, anunță cei de la ANM. Românii vor avea parte de o vreme plăcută la final de an. Urmează două zile cu temperaturi ridicate, iar apoi o masă de aer rece va aduce ploi în unele zone din țară. Meteorologii anunță că sărbătoarea Crăciunului aduce temperaturi ca de primăvară în majoritatea zonelor, iar prin regiunile sudice se va arăta și soarele. O vreme mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în partea de vest, centru și sud, unde maximele se vor încadra în general între 6 până la 15 grade Celsius. În ziua de Crăciun mai rămân valori mai ridicate, în special în partea de sud și sud-est a țării, în timp ce în restul țării vremea se va răci, va ploua în vest, în centru, în nord. Dacă în sudul și sud-estul țării vorbim de temperaturi maxime între 8 până la 15 grade Celsius, ei bine, în Moldova mâine nu vom mai depăși 5-6 grade Celsius, iar minimele la scara întregii țări între minus 1 până la 7 grade Celsius. Iar vremea va rămâne frumoasă și săptămâna viitoare, inclusiv în noaptea dintre ani. Săptămâna 28 decembrie, 4 ianuarie 2021 rămâne pe un fond de vreme caldă pentru că temperaturile se pot situa peste mediile climatologice ale perioadei din calendar, iar joi 31 decembrie 2020 consemnăm maxime, așa cum arată informațiile la acest moment, între 6 până la 12-13 grade Celsius, mai ales în partea de vest, sud și sud-est a țării. Iar în noaptea dintre ani, minime între minus 2 până la 8-9 grade Celsius în zona litoralului.